emisiune electorală de promovare. Bună ziua, doamnelor, domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Hunedoreni votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților din județul Hunedoara care își doresc să vină în fața dumneavoastră și să vă prezinte proiectele pe care le au pentru dezvoltarea comunității pe care își doresc să o reprezinte în următorii ani, dar și viziunea, așa, la un mod mai amplu pentru tot ceea ce o să însemne acest județ și fiecare comunitate în parte în viitor. Astăzi ne canalizăm atenția asupra orașului Simeria, iar pentru a afla cât mai multe informații pentru dumneavoastră, cei care în data de 9 iunie veți avea această posibilitate, acest drept până la urmă de a vă exercita votul, l-am adus astăzi în fața dumneavoastră pe primarul în funcție, domnul Iulius Gelu Bedea și candidatul Partidului Social Democrat pentru încă un mandat în fruntea acestei comunități. Bună ziua, bine ați revenit! Sărut mâna doamna Petronela Tămaș, vă mulțumesc pentru această invitație. Vă spun că nu v-am cunoscut de mult timp, chiar recent, și să știți că m-am obișnuit în sensul bun cu dumneavoastră. Ne bucurăm, nu știu dacă este neapărat un motiv de bucurie sau nu, pentru că noi din presă suntem așa mai atipici, să spunem, din foarte multe puncte de vedere. Trebuie oamenii să se obișnuiască cu dumneavoastră în primul rând, dacă sunt poate unii care nu s-au obișnuit până acum cu dumneavoastră, pentru că iată, în această perioadă veniți în fața lor, în fața simerienilor, pentru a vă prezenta viziunea de dezvoltare a acestei comunități, proiectele pe care le aveți în derulare, pentru că sunteți, cum spuneam, primar în funcție, dar poate ce este și mai important, ce vă doriți în viitor pentru Simeria și pentru locuitorii acestui oraș și satele arondate, bineînțeles. Bună ziua, dragi simerieni, dragi hunedoreni, telespectatorilor, celor care se uită online, bună ziua tuturor! Ce îmi doresc pentru ei? Îmi doresc tot binele din lume, doamna Petronela Tămaș. Cum puteți contribui la acest tot bine din lume? Dumneavoastră, din postura de primar. În calitate de primar al orașului Simeria, ca să ajungem la acest bine de care vă vorbeam adineauri, este clar că trebuie să dezvoltăm, în cazul nostru, orașul Simeria cu toate satele aparținătoare, din toate punctele de vedere, infrastructură, economic, social, educație, învățământ, turism, astfel încât economia, practic, să ne meargă foarte bine, educația la fel, sănătatea la fel și să atragem turiști în orașul Simeria, pentru că avem puncte de atracție turistică și putem să dezvoltăm acest sector. Aș vrea în introducere, dacă îmi permiteți, să știți că astăzi a avut loc un eveniment deosebit, nu v-am povestit înainte să intrăm în emisiune, n-am apucat. Ce s-a întâmplat? Dintr-o întâmplare, zic eu, fericită, în urmă cu aproximativ 3 luni, m-a contactat un domn pe Messenger, pe Facebook. Și acest domn este un simerian, acum este ieșit la pensie, este un profesor care a plecat în Timișoara și locuiește acolo de mai bine de 30 de ani. A văzuse pagina mea de Facebook, proiectele pe care le am în implementare, pe care vreau să le fac apropo de viziunea de dezvoltare a acestui oraș și mi-a transmis o hartă și o poză. Pur și simplu, nu mi-a zis nimic, mi-a transmis pur și simplu o hartă și o poză. Poza era cu biserica ortodoxă de la drumul național 7, care e chiar de la șosea. Era o poză veche, arăta practic biserica cum era pe vremuri, construită într-adevăr, dar lângă ea era câmp. Nu era nimic. Nu era stadion, nu era nimic. Era un câmp, nici case, nici nimic. Nu aveam decât în această poză biserica și în spatele bisericii gara CFR Simeria. Văzând această poză, mi-a dat seama că acest domn vrea să-mi comunice ceva. M-am uitat și pe planșa 2, adică poza 2. Era o schiță, un desen mai vechi,
în care era conturată biserica și apărea primăria Simeria, primăria Simeria, bancă, centru comercial, ca un fel de piațetă și gara în spate. Nu știam ce înseamnă această chestiune. Bineînțeles că l-am contactat, am făcut schimb de numere de telefon și mi-a povestit că planșa aceea, practic, era proiectul lui Groza vis-a-vis de realizarea unui centru nou al orașului Simeria. Groza avea de gând să realizeze centru nou, practic, în jurul bisericii, la drumul național 7, și acolo vrea să aducă toate instituțiile, să zicem, principale, primăria, bănci, economic, magazine, o piață, o zonă pietonală. Și mi-a arătat, vă spun sincer, nici măcar nu am știut, din poza veche și din schiță mi-am dat seama, biserica de la DN7 este chiar perpendiculară pe gara CFR Simeria și este poziționată exact în mijlocul ei. Și în poza cea veche era trecută și o alee. N-am știut că există acea alee și am văzut încă și astăzi mai sunt scările cum se coboară de la biserică în jos spre magazine și acum sunt scările vechi. Cu această ocazie v-am spus că a fost un eveniment mai deosebit pentru că astăzi am participat la, am fost și invitat, a fost întâlnirea promoției din anul 1964 de la Școala de Meserii din Simeria. A fost un moment foarte emoționant, nu doar pentru mine, cât și pentru toți care au participat, toți colegii care au fost, vă dați seama, acum 60 de ani. Foarte mulți nu s-au văzut de mai bine de 40 de ani. Mulți nici nu mai există în ziua de astăzi. Și a fost un moment deosebit. Am discutat multe aspecte legate și de istoria orașului Simeria. A fost și domnul profesor Brădeanu, apropo, a fost dânsul acolo, a avut și un speech. Și am avut oportunitatea de a discuta despre trecutul, istoria orașului Simeria și vă spun sincer, am aflat foarte multe lucruri. Înainte de a trece la pasul următor, vreau să vă mai spun ceva, că cu asta aș vrea să încep, cu niște noutăți, news, dacă breaking spune așa, news, breaking news. Dragi simerieni, nu vreau să dau neapărat să spun exact când, astăzi, mâine sau poimine sau răspoimine, dar în orice caz în perioada imediat următoare, care, repet, vorbim doar de o zi, două, trei, patru, cinci, voi emite ordinul de demarare a lucrărilor pentru investiția sensului giratorului de la DN7 și modernizării întregului bulevard 1 decembrie până la parc. Procedura a fost finalizată, contractul de lucrări l-am semnat. Acum, astăzi, am înțeles de la operatorii economici că sunt într-o asociere, vor depune, mă rog, polița de asigurare, pentru că este o investiție majoră de vreo 3,5 milioane de euro. Și posibil pe vineri poate să și emit ordinul de demarare a lucrărilor și să predăm terenul, facem organizarea de șantier și să ne apucăm de lucru. O investiție pe care cu regret vă spun trebuia să o demarez de cel puțin un an de zile, dar consilierii locali efectiv au făcut tot felul de chestiuni să amâne această treabă, punând în discuție faptul că, dumne, pe această investiție să reabilitez și podul de pe 1 decembrie, un pod vechi de pe la 1920 și ceva, făcut de către austro-ungari. Pe care erau la un moment dat, sau nu știu dacă mai sunt, anumite interdicții de tonaj. Da, avem o interdicție de tonaj acolo, pentru că s-a fost făcut o expertiză tehnică și a rezultat faptul că podul acesta, practic, în viitor apropiat, trebuie să găsim o sursă de finanțare pentru a construi un pod nou. Iar în cadrul acestui proiect nu mai avea suficient fonduri pentru a putea fi reabilitat. Discuția a fost așa. Pe acest program de finanțare, ca să pot să-mi ating obiectivul, adică să facem acest sens giratoriu, programul de finanțare nu dădea banii, da, decât pe drumuri, componenta de drumuri. Și atunci am legat și bulevardul 1 decembrie, practic, ca să am legătura la acest sens giratoriu, suprind această investiție de 3,5 milioane de euro. Acum, vis-a-vis de acest pod,
podul acesta, le-am explicat consilierilor locali, nu este în proprietatea orașului Simeria. Este în proprietatea Ministerului Transporturilor, la care administratorul de pod este SNCFR SA. Deci, sub nicio formă, nu putem să ne atingem de acest pod. În schimb, când vom ajunge la asfaltul, ceea ce înseamnă peste podul acesta și realizarea trotuarelor perimetrale, bineînțeles, vom obține fără niciun fel de problemă acordul domnului ministru al transporturilor pentru a putea face această investiție. Așadar, putem spune că de săptămâna viitoare vor începe lucrările în teren, în ceea ce privește acest sens giratoriu? Din punctul meu de vedere, avem toate șansele de săptămâna care vine să demarăm lucrările pentru sensul giratoriu și bulevardul 1 de decembrie. Asta înseamnă că traficul rutier va fi restricționat pe această porțiune? Asta înseamnă că posibil, o stradă destul posibil de lungă. În această săptămână, poate chiar vineri, voi avea o ședință de lucru la primăria Simeria împreună cu reprezentanții inspectorului al Poliției Județene, partea de circulație. Operatorul economic ne va prezenta practic un plan, un plan de fluidizare a traficului și de lucrări, adică în funcție de cum va lucra, cum anume va lucra pe ce tronsoane, astfel încât să nu ne blocheze traficul, atât, mă rog, circulația autovehiculelor, cât și pietonii. Am și discutat, practic noi avem vom lucra pe mai multe tronsoane. În primul rând vom începe cu sensul giratoriu până la podul de pe 1 decembrie. Asta va fi primul tronson pe care îl vom ataca. În ceea ce privește dacă se va lucra pe ambele sensuri, ceea ce din punctul meu de vedere o să fie în discuția aceea, o să o dezbatem, s-ar putea să lucrăm pe o singură bandă astfel încât să poată să fie făcut traficul și în cazul în care o să avem câteva zile, 2-3 zile în care va trebui să blocăm un anumit tronson, avem alte străzi adiacente de a circula, iar partea de intrare în orașul Simeria dinspre Deva se poate face pe la Săulești, drumul deja este reabilitat de către Consiliul Județean, drumul județean mai este o porțiune până la Săulești. Mai este o porțiune, se circulă foarte greu. Mai este o porțiune, într-adevăr, de la Săulești până la Simeria. Vom băga această investiție, Doamne ajută să primim niște bani la rectificare, să facem și acest tronson de vreo 2 km până în Simeria și, de asemenea, cei care vor veni de la Deva pot să intre când se lucrează până în prima stradă Până la pod, ei pot să vină și pe la gară și când va fi blocat, să zicem, ipotetic tot tronsonul, atunci probabil pentru un timp va trebui să facă ocolul pe la Săurești ca să intre în orașul Simeria. Oricum vom avea căi de comunicații și nu vom face nimic fără avizul inspectorului de poliție al județului Hunedoara, partea de circulație. Bun, săptămâna viitoare vor începe lucrările. Cât vor dura aceste lucrări? Pentru că pe oameni și acest aspect îi interesează. 10 luni. Din punctul meu de vedere, sensul giratoriu va fi finalizat anul acesta inevitabil. O bună parte a bulevardului 1 decembrie. Este o investiție foarte mare, pentru că nu în ceea ce privește partea de, vedeți-mă, și la sensul giratoriu vorbim și de iluminat, de multe alte chestiuni și când vorbim de bulevardul 1 decembrie vorbim de reabilitare integrală, nu doar a tramei stradale cu asfalt, cu ape pluviale și trotuare, vorbim și de o investiție în ceea ce privește partea peisagistică. O să vedeți, o să fie un proiect foarte frumos. Deci nu vorbim doar despre asfaltarea acestei străzi, ci facem de amenajare. Trotuare, tot, zona verde, absolut. Pentru că altfel 10 luni ar fi fost foarte mult pentru asfaltarea unei singure străzi. Tocmai de aceea v-am și întrebat. Absolut. Acum aș vrea să mai spun încă o chestiune înainte să intrăm pe partea de proiecte. Și ar trebui să intrăm pentru că timpul trece foarte repede. Am adus și o broșură, aș vrea să trec prin toate proiectele și chiar sper să avem timpul suficient. Vreau doar să mai spun un singur lucru. Aș zice că este un anunț. În 1 iunie până în 2 iunie vom avea un program dedicat tinerilor, pentru că 1 iunie este și ziua copilului. Adică fiecare dintre noi până la urmă. Practic tot programul se va focaliza pe Parcul Tineretului, recent renovat în orașul Simeria. Acolo vom ține toate acțiunile. Las surpriza în ceea ce privește partea de 1 iunie, formația care va cânta. În schimb, vom avea participarea Centrului de Creație al orașului Simeria pe toate secțiile, balet, dansuri, vor fi acolo toți copiii și cu părinții, clubul sportiv și tot cu ceea ce ne mândrim, practic, toți copiii din Simeria. Și partea, să zicem, mai inedită, doamna Petrona Tămaș, în data de 2 iunie, vom
face, vom organiza cena cu flacăra în orașul Simeria. Adică, să spun mai pe direct, am discutat cu fiul domnului Adrian, regretatului Adrian Păunescu, Andrei Păunescu îl cheamă pe fiul dânsului, el a mai ținut astfel de cenacuri în țară, i-am povestit domnului Andrei Păunescu despre faptul că nu puteam să fac proiectul parcului de afaceri când nu eram primar, atunci era primar Jura, eram consiliului personal pe partea de proiecte, fost o investiție împreună cu Consiliul Județean Hunedoara, nu puteam să fac această investiție dacă Păunescu nu construia Casa de Cultură. Pentru că Casa de Cultură a fost la intervenția domnului Păunescu să se facă o astfel de casă de cultură în orașul Simeria și astfel de acolo practic a pornit și parcul de afaceri din Simeria, dar Simeria, să știți că investiția parcului de afaceri din Simeria, proiectul pentru care l-am făcut și ceea ce vedeți acum acolo, dacă nu aveam structura veche a casei, fostei case de cultură din Simeria, nu reușeam să fac acest proiect. Bun, acum, dacă îmi permiteți, la partea de proiecte, partea să de știți proiecte, că... Pentru că simerienii sunt curioși cu siguranță să vadă care sunt am venit cu promisiunile pe care sincer, le faceți pentru în fața că, sunt peste 50, aproape 50 de proiecte, dintre care 20 de proiecte, aproape 19 proiecte mai concret, sunt deja contractate. Deci am semnat contractele de adică finanțare. Aveți banii pentru practic 40 de milioane de euro sunt în bisteria orașului Simeria. Și aș vrea să le luăm pe rând. Acum cred că probabil fac pentru prima dată această comunicare oficială cu toate proiectele pe care le avem. Deci începem așa. Punctul 1. Proiectul. Consorțiul regional integrat pentru învățământ dual, campus tehnic, universitar și liceal Technohub Vest. Ăsta este un proiect cu o investiție de 25 de milioane de euro. Am mai discutat despre acest proiect. Am semnat contractul acum 3 săptămâni și ceva. Proiectul deja este în implementare. Anul acesta vor face practică elevii și studenții din structurile partenere de învățământ care le avem în acest proiect. 2 universități, 12 licee, vor face practica la agenții economici. Până când vom pune la punct tot acest campus cu cele 3 clădiri, universitate, internat, cu cantină, cu sală de sport polivalentă și așa mai departe, avem termenul de realizare acestor investiții până în mai 2026, astfel încât în iunie 2026 să avem primii 300 de absolvenți, 200 de liceeni și 100 de studenți. Al doilea proiect, modernizare strada 1 decembrie și amenajare sens giratoriu la intersecția cu 1 decembrie, este exact ceea despre ce v-am spus, puțin mai proiectul dar, care le vom implementa. Proiectul numărul 3, construire creșă medie pentru 70 de copii, dotată și utilizată la standarde europene cu bucătărie proprie, inclusiv locuri de joacă și parcări. Practic avem aici o investiție de un proiect finanțat de 3 milioane jumătate de euro pe care mă aștept, având în vedere că toate contractele au fost semnate, inclusiv ordinul de demarare a lucrărilor, avem toate șansele să facem și organizarea de șantier și chiar să demarăm lucrările la această creșă, ce n-a avut niciodată orașul Simeria așa ceva și este cea mai mare creșă din județul Hunedoara, finanțată pe fonduri europene pentru 70 de copii, să demarăm această investiție chiar de la finalul lunii mai. Adică avem toate șansele, dragi simerieni, și creșa să începem tot din această lună. Proiectul numărul 4, realizare rețea canalizare menajeră în localitatea Săulești. Este un proiect de 1 milion de euro. Suntem în procedura finală, practic, de achiziție a lucrărilor. Chiar ieri, nu, alaltă, au fost transmise ultimele clarificări. Probabil că astăzi a și transmis agentul economic răspunsul la clarificări. Dacă totul va fi în regulă, săptămâna care vine, voi semna și contractul de proiectare și execuție. Proiectul tehnic mai mult de 3 săptămâni n-are ce să dureze să emită autorizația de construcție și avem iară toate șansele la începutul lunii iunie să dăm drumul la canalizare la Săulești. Dragi săuleșteni, să știți că vom da drumul la această investiție. Proiectul numărul 4, realizare rețea canalizare menajeră în localitatea Simeria Veche, un proiect de 1,3 milioane de euro. Avem toate avizele obținute, inclusiv de la DRDP, pentru că venim cu conducta pe lângă DN7. Undeva în luna iunie o să fie emis și avizul de la Ministerul Transporturilor. Chiar nu-mi fac probleme de această chestiune. Mi-au dat o groază de clădiri pe gratis ca să fac proiecte pentru orașul Simeria și mulțumesc domnului ministru Grindeanu și domnului președinte Laurențiu Niso, pentru că fără intervenția dânsului, vă spun sincer, n-aveam nicio șansă. Mulțumesc domnului președinte pentru toată susținerea și că sunteți alături de mine. Deci, cum vă spuneam, undeva în luna iunie vom da drumul la
vom primi acest aviz și urmează la fel ca și la Săureș, partea de proiectare și execuție. Proiectarea maxim până în septembrie va dura, astfel încât la canalizare la Simerea Veche vom da drumul undeva în luna octombrie la șantiere. Proiectul numărul 6, realizarea rețea canalizare menajeră în locatea Cărpiniș, am primit, este un proiect în valoare de 1,2 milioane de euro. În prezent am primit 2 milioane de lei din această finanțare. Deja am... De ce nu toată suma? Atât s-a alocat deocamdată prin acest program de finanțare, urmează să fie alocate din alte proiecte care fac economii, e clar că o să intre toți banii, dar nu am stat, am demarat deja procedura de achiziție pentru partea de proiectare, să avem deja proiectul tehnic făcut și dacă între timp nu o să primim toți banii până acei aproape 5 milioane de lei, avem 2 milioane de lei, pot să dau drumul la lucrări cu clauză suspensivă, în sensul în care operatorul economic demarează lucrările și își ia banii până că primim și noi banii. Adică o chestiune foarte clară. Așa că, dragi locuitori din Cărpiniș, să știți că am primit finanțarea și pentru dumneavoastră, pentru canalizare. Proiectul numărul 7, pardon, construirea de locuințe pentru tineri în ZEB. Practic aici vorbim de noul cartier de locuințe Traian, noul cartier rezidențial, este un proiect în valoare de 1.800.000 de euro. Vorbim, atenție, de finanțarea primilor 3 blocuri, pentru că acest cartier este foarte mare, el cuprinde 20 de noi loturi de case pentru tineri, în care vreau să le dau proiectul la pachet tinerilor să-și facă numai casa, mai are alte 5 blocuri ANL, dintre care deja pentru alte 2 blocuri am depus finanțare, mă rog, va avea și o grădiniță, va avea și un centru comercial, spațiu de joacă, iluminat, parcări și așa mai departe, este o investiție foarte mare, este pentru prima dată de după Revoluție sau, nu știu, de după Ceaușescu, dacă nu știu cum să-i spun, când în Simeria, practic, se face pe o investiție pe fonduri europene, cât și inițiată de către o autoritate publică, un cartier nou rezidențial. Urmează și un cartier nou, Mongolia se va chema, este o investiție privată. Am emis planul urbanistic zonal, este avizat, PUZ-ul. Se va face între Simeria și Uroi, undeva pe partea dreaptă, un alt cartier, dar este o investiție privată și investitorul va face locuințe și cartiere, un cartier și de locuințe pentru tineri și nu numai. Bun, să mergem mai departe. Proiectul numărul 8, reabilitarea clădirilor publice Gădița, Căsuța Piticilor și internatului Liceului Tehnologic de Transport Feroviar Angel Salini, un proiect de 1,4 milioane de euro. Suntem în faza de finală de elaborarea proiectului tehnic, urmează autorizația de construcție și practic undeva în luna iulie cel târziu, poate chiar finele lunii iunie, să dăm drumul la lucrări. Această investiție este tot pe fonduri europene, vom reabilita integral grădinița Căsuța Piticilor din centrul localității de lângă G2 și internatul uitat de lume de atâția ani îl vom pune la punct din toate punctele de vedere. Proiectul numărul 9, reabilitarea și creșterea eficienței energetice a grădiniței din Bârcea Mare. Avem o finanțare de 180.000 de euro, acum în iunie cel târziu vom da drumul la lucrări, punem la punct și grădinița din Bârcea Mare, tot pe fonduri europene. Proiectul numărul 10, un proiect de 26 de milioane de euro, achiziționarea de vehicule nepoluante, microbuze electrice, transport public local. Acest proiect am discutat cu toți primarii înainte să depun proiectul, cu domnul primarul Ancea de aici, de la Deva, mă rog, cu primarul de la Băcea, de la Hărău, de la Rapol, de la Șoimuș, am făcut ne-am adunat toți primarii și am primit o finanțare de 26 de milioane de lei pentru a putea să elaborăm, să realizăm transportul public local. Pe mine ca primar, practic, ce m-a interesat, să leg toate satele cu transportul public local de Simeria, cât și de Deva și de comunele vecine. Prezent. Nu există. Deci transportul public în orașul Simeria și nu doar în Simeria, dar în Simeria mă refer mai ales pe sate, a fost desfințat deoarece operatorii economici nu au mai fost motivați să vină. Avem probleme și de la Bârcea Mare pentru că oamenii nici nu au mașini. Costurile sunt foarte mari, clienții sunt foarte puțini și la operator nu este profitabil. Din punctul nostru de vedere este un proiect mănușă pentru că noi practic achiziționăm microbuzele, nu ne costă nimic combustibil, legăm la iluminatul public și încărcăm autobuzele, vor fi electrice și angajăm doar șoferi ca să conducă. Deci costurile vor fi foarte mici. Undeva suntem în procedura de achiziție publică, este prin jur licitația internațională
națională. Undeva în luna mai anului care vine vor fi achiziționate toate microbusele electrice, sunt peste 30 și pentru toate primăriile, și undeva în luna septembrie 2025 anului care vine transportul public local va fi operațional. Pentru Simeria, pentru toate satele, vom lega Simeria de tot. Următorul proiect, proiectul numărul 11, înființarea unui centru comunitar integrat în orașul Simeria, este un centru de fosta cantină socială punct la punct, e vorbind de un proiect cu servicii medicale, educaționale și asistență comunitară, un proiect finanțat tot prin PNRR, un proiect care vom dezvolta tot ceea ce înseamnă sănătatea, asistența socială și serviciile sociale în orașul Simeria și pune la punct și cantina socială, fosta cantină socială prin acest centru comunitar integrat ce va fi și acreditat și va fi dotat la standarde europene cu toată aparatura medicală care va fi acolo. Vă anunț că mai avem 5 minute din această emisiune. Am să iau foarte rapid. Proiectul numărul 12, servicii de educație timpurie complementare în orașul Simeria. Facem o creșă, grădiniță și un after school. Am luat radiofarul din Simeria. Este o investiție de 170.000 de euro. Punem la punct radiofarul, facem și aceste servicii. Proiectul numărul 13, dotarea și echiparea unităților de învățământ pe raza administrativă a orașului Simeria. Practic este o finanțare de 650.000 de euro prin care dotăm cu mobilier și cu echipamente toate unitățile școlare de la grădiniță și școli la liceu tot din orașul Simeria. Proiectul numărul 14, actualizarea planului urbanistic general Puga al orașului Simeria, un proiect de 300.000 de euro, tot cu finanțare europeană. Deja suntem în implementare. În următoarele 2-3 zile facem și consultarea publică pentru că este și un chestionar vorbind de dezvoltarea orașului Simeria. Atenție, doamna Petronată Tămaș. Orașul Simeria lucrează pe un plan de dezvoltare vechi de 25 de ani. Din 1999 niciun primar n-a mai actualizat, nu i-a păsat practic de acest punct. Este documentul strategic de viziune și de dezvoltare a orașului Simeria. Am atras bani, îl facem. Proiectul numărul 15, planul de mobilitate urbană durabilă a orașului Simeria, PMUD, practic e tot ceea ce înseamnă gândirea strategică pentru fluidizarea traficului de transport, mărfuri și auto, care ne ajută pentru transportul public local, o altă finanțare de 65.000 de euro. Proiectul numărul 16, achiziționarea de sisteme inteligente de management urban local. Am digitalizat și suntem în procesul de digitalizare a primului orașului Simeria cu toate serviciile publice, un proiect de 600.000 de euro. Ce vom face? Inclusiv partea de tot ce înseamnă comunicare cu primăria va fi digital. Punem și infochiușul, deja s-au cumpărat prin Simeria. Mai simplificat așa mai departe. Absolut. Oamenii să nu mai stea la cozi. Cale. Merge cu cardul, merge la infochiuș, de pe internet, de pe calculator se transmite absolut tot. Păstrați și varianta clasică pentru cei care poate și varianta clasică. Absolut. Dar mergem și digital cu absolut tot ceea ce înseamnă partea asta. Proiectul numărul 17. Construirea insulei ecologice digitalizate în orașul Simeria, un proiect de 263.000 de euro, facem insulele ecologice din acelea digitale cu cardul pentru blocurile care sunt din Simeria. Proiectul 17, construirea insulele, proiectul 18, achiziționare și montajul unui număr de 4 stații de încărcare auto. Anul acesta punem și primele 4 stații de încărcare auto, mai vin și alte 6 stații prin PUG. Proiectul numărul 19, construirea a 3 blocuri de locuințe sociale la fosta unitate militară. Este un proiect cu o investiție de 2,85 de milioane de euro. L-am îndemnat deja de anul trecut din octombrie. Deja s-au și ridicat stâlpii și facem toată structura. Alte proiecte care sunt depuse spre finanțare, vorbesc de parcul fotovoltaic din zona Săulești. Așteptăm ori în luna mai, ori probabil după alegeri să primim această investiție de vreo 2 milioane și ceva, aproape 3 milioane de euro. Practic tot imnatul public va fi gratis, vom dezvolta un parc fotovoltaic în satul Săurești pentru tot ce înseamnă curentul în orașul Simeria. Și intrăm în ultimul minut, să știți, suntem așa ca într-un meci de fotbal aici. Totul e pe repede. Mai este proiectul de canalizare pentru Bârcea Mare, l-am depus spre finanțare, așteptăm finanțarea. Proiectul cu am depus pentru 36 de străzi urbane să le reabilităm, un proiect de 12 milioane de euro, așteptăm finanțarea. Eficientizarea și energetica blocurilor de locuință, așteptăm finanțarea. Reabilitare cămin cultural Săurești,
Ulești, baza sportivă de la CFR Simerea și am vrut doar să spun spre final, mai sunt și proiecte respinse de către Consiliul Local, mi-au respins lacul Cotru, amenajarea lui, mi-au respins stația de autobuz de la DN7, Centrul de zi și asistență de recuperare pentru persoane vârstnice. Important este ce vreți să faceți în continuare, domnule primar. Vreau doar să vă spun în final un singur lucru, astăzi am transmis și apropo de asta felicit echipa Hunedoara pentru scorul pe care l-a obținut de a câștigat Cupa Națională. Astăzi am transmis domnului Dan Șucu, care este acționar majoritar al clubului FC Rapid din București. O cerere am discutat cu dânsul în vederea finanțării, tot ce înseamnă modernizarea bazei sportive, subținem omologarea pentru Liga 2, pentru că Corvinu vrem să joace și va juca la Simeria. Practic, este o finanțare de vreo 3 milioane jumate de lei. Banii trebuie să-i obținem. Încercăm să atragem cât mai mulți bani și de la Rapid, cât și din alte surse de finanțare. Dar Simeria nu mă las până când nu omologez pentru Liga 2 și baza sportivă de la Simeria. Facem tot ceea ce înseamnă ca în luna septembrie să fie finalizată, astfel încât FC Corvinu să vină la Simeria din octombrie anul ăsta să îi dăm drumul și pe o perioadă de 5 ani vor fi aici. Vă dați seama ce înseamnă o groază de turiști, o groază de toți care vor veni acolo, susținători de la Rapidul, simerienii le plac ce de Rapid. Ce să mai vorbim? De Corvinu, îmi cer scuze, Rapidul, am solicitat o finanțare de la domnul Șucu. Acum și va avem trebui simerienilor să le placă și de Rapid. În final absolut de emisiune, în 20 de secunde, să le transmiteți un mesaj simerienilor, care în data de 9 iunie vor fi la vot. În 20 de secunde am să fiu foarte pe scurt, dragi simerieni, ne aflăm în momentul foarte important de a lua o decizie pentru orașul Simeria. Ați văzut și dumneavoastră că de o bună perioadă de timp, de fapt de 3 ani și jumătate, am inițiat proiecte de dezvoltare a orașului Simeria, ceea ce mulți consilieri locali nu au aprobat sau pus. Orașul, trebuie să înțelegem cu toții că orașului Simeria i-au lipsit atâția ani proiecte de anvergură. Nu mai putem, doamna Petronela Tămaș, să zicem că mai asfaltăm, mai facem, mai nu știu ce, mai deci vopsim, mai nu știu ce. Facem și asta, dar trebuie să vorbim, să venim cu proiecte mari de investiție să dezvoltăm acest oraș. Ne este de ajuns să mai spună alți consilieri locali, cum au și fost în 3 ani și jumătate, mi-au spus nu se poate, trebuie numai puțin, domnule, nu puțin. Trebuie să dezvoltăm orașul Simeria, avem nevoie de bani, de proiecte. Am adus banii, 40 de milioane de euro în 3 ani și ceva. Nici unde în istoria orașului Simeria nu s-a pomenit de așa ceva. Nu mai avem timp, vă și mai așteptăm. Și vreau să vă spun un singur lucru. Și cu alte ocazii în mod să ne cer, dragi simerieni, puteți să-i spuneți la oricine din sursă sigură, Simeria are viitor. Mulțumesc tare mult pentru prezență, mult succes vă doresc în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine. Vă mulțumesc și eu.